La un pas de tragedie este pățania unei severinence care a creat panică, totul după ce a dat în manșalier fără să se asigure și a lovit o conductă de gaze. A fost panică într-un cartier mărginaș al municipiului Drobeta Turnu Severin după ce o femeie a fisurat o țeavă a rețelei de gaz. Aceasta a lovit țeava de alimentare cu mașina. Țeava a fost foarte în drum, este o groapă foarte mare, ce pot să spun? Și ați atins-o. Foarte rău. V-ați speriat probabil că... Îmi pare foarte rău, m-am speriat. Ce să spun asta? Îmi pare rău. Necaz. Îmi pare rău. La fața locului au intervenit de urgență pompierii. Chiar dacă nu a explodat în urma fisurii, s-a format un nor din cauza gazelor emanate. S-au luat măsuri de balizare și izolare a zonei, s-au folosit o dispozitive tip de cu care s-au asigurat plătea de apă pentru dispersia norii de gaz, până la sosirea celor de la venitul gaz, care profitudine au izolat conducta și au îndepărtat pericolul. Din fericire, atât femeia cât și localnicii s-au ales doar cu o sperietură zdravănă datorită intervenției prompte a pompierilor. De asemenea, traficul rutier a fost blocat 10 de minute.